la a doua ediție a Urban Legend. Urmează o nouă luptă, MMA Strike. Lapă și ieși cu mine, mă, ce duc pentru asta. În colțul albastru. Continuăm cu MMA Strike. Stelian. Urcăm în categorie, plus 95 de kilograme. Stelian Măceșanu, în colțul albastru, din Craiova. Același club, Power Gym, 42 de ani. Măceșanu este cel mai experimentat luptător din această seară. Are 42 de ani, este din Craiova, de la clubul Power Gym. Cu siguranță cel mai experimentat luptător din această seară. Tânăr și liber este mesajul pe care îl transmite veteranul Stelian Măceșanu. În colțul roșu, Dumitru Tora! În colțul roșu, Dumitru Tora din Brașov, de la Ares Dojo, mult mai tânăr, 23 de ani. Dumitru Tara are 23 de ani și vine din Brașov, de la clubul Ares Dojo. Categoria este plus 95 de kilograme și vorbim de doi coloși. Stelian Măceșanu nu este doar cel mai vârstnic, ci și cel mai greu sportiv din concurs. 129 de kilograme cântărește veteranul de 42 de ani de la clubul Craiovean Power Gym. Mult mai tânărul său adversar, 23 de ani. Al doilea meci, în imagine este Dumitru Tara. 3 reprize, acute 3 minute. Haideți să-i încurajăm pe luptători. Diferență de 19 ani între cei doi. Paul Florean dă startul acestei confruntări între Măceșanu și Tar.
mai înalt Dumitru Tara, care este și mai tânăr, dar iată ce înseamnă experiența și gabaritul lui Stelian Măceșanu. A reușit să-l surprindă pe Tara la primul contact. Se realuptă acum încearcă o lovitură, un croșeu Tara, Măceșanu blochează. Stelian Măceșanu pare chiar mai vârstnic, dar mai ales prin comparație cu adversarul său, pare a fi un părinte, de fapt ar putea să-i fie tată. Vă spuneam, este o diferență de 19 ani. Vă dați seama ce forță în regim de mișcare are Măceșanu la 129 de kilograme. Însă mult mai tânărul său adversar este mai înalt cu un cap, contează și acest lucru foarte mult. Lupta se dă mai mult în picioare față de cea anterioară, care s-a decis la podea în urma unei ștrangulări. Probabil că și aceasta până la urmă se va încheia tot așa. Ultimele meciuri au fost toate cu decizii înainte de limită. Și acum Măceșanu în dificultate, după câteva lovituri, urmează același procedeu, ștrangularea. Și să vedem dacă Măceșanu va reuși să iasă din această situație. Iese, dar are o problemă, un moment greu. Oh, deja are un cucui mare în partea frontală. Cred că după acea lovitură avantajul tinereții cred că va decide această luptă, dacă Măceșanu nu va reuși să-și pună adversarul jos. Lobiturile lui Dumitru Tara sunt mult mai puternice și cred că acesta este încurajat de antrenorul său să lovească pentru a-și învinge adversarul mai repede. Până acum e în avantaj clar sportivul de la Ares Dojo Brașov. Vă spuneam, 23 de ani, 19 ani mai tânăr. Primul sportiv brașovean în concurs astăzi, în competiție. De partea cealaltă, același club de succes din Craiova, Power Gym. Da, pregătiți cei doi luptători pentru a doua rundă. Tânăr și liber și-a tatuat Stelian Măceșanu pe piept. Probabil că este o deviză a sa. În ciuda vârstei, iată-l
alegând să lupte în această gală. Bine, Mătușa! Bravo! Sigur, la prima vedere nu pare chiar un sportiv profesionist în activitate, dar asta și din cauza greutății și care poate fi însă un mare avantaj, mai ales în acest gen de luptă. Da, tot mai greu pentru Măceșanu și vine o serie de lovituri devastatoare a lui Dumitru Tara. Încearcă Măceșanu să continue, dar arbitrul decide ca Măceșanu să încheie această luptă. Cred că și antrenorul său este de aceeași părere. Da. Decizia arbitrului este victorie pentru Dumitru Tara, mult mai tânăr, mai viguros, mai bun în această seară. Aplauze însă pentru Stelian Măceșanu, care, în ciuda vârstei, iată, a făcut față câștigător acestei lupte până în momentul pe care îl vedem, în care n-a mai putut rezista atacurilor lui Tara, dezlănțuit sportivul de la Ares Dojo, clubul Ares Dojo din Brașov, obține victoria la MMA Strike, categoria plus 95 de kilograme. Dumitru Tara câștigă prin knockout, încă un knockout în această seară. Și pentru festivitatea de premiere o să-i... Încă o dată seria devastatoare a lui Dumitru Tara. Reprezentantul VMG Plast Recycling, Florentina Mito. Și din partea Maria Otop intervent Cristian Mihăila. Încă un selfie făcut de echipa Power Gym Craiova. Stelian Măceșanu, învinsul luptei desfășurate mai devreme, un învingător însă, prin modul în care a luptat în această seară.